Bună ziua! Astăzi facem piersici umplute cu gem de piersici sau de caise cu nuci și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 2 ouă. Le unim cu 100 de grame de zahăr, cu 80 de mililitri de lapte, 125 de mililitri de ulei, 8 grame de praf de copt, un praf de sare și făină, adăugăm treptat cât cuprinde. O să avem nevoie de circa 500 de grame, 550. Făina o adăugăm treptat, cât este nevoie. Acum frământăm și cu mâna aluatul. Nu trebuie să fie nici prea moale, dar nici prea tale, să fie potrivit. Îl lăsăm să se odihnească la rece o oră. Și acum facem biluțele. Cu foaie de staniol o să facem o biluță și din aluat o să facem biluțe, cam 20 de grame biluța, și o să băgăm staniolul în interior. Le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10-15 minute, și apoi cu mare grijă o să scoatem biluța de aluminiu. Umplutura. ...240 de grame de dulceață de piersici, 50 de grame de nuci. Amestecăm și adăugăm și 4, 5, 6 coji sfărâmițate. Amestecăm bine toată compoziția. Și crema este gata, umplutura este gata. Luăm câte o piersică, o să o umezim cu puțin sirop. Și cu o linguriță o să le umplem. Acum o să le dăm preparat aromatic pentru prăjituri, care conține zahăr, apă, alcool și arome. Și apoi o să le dăm și prin zahăr. Mai întâi le dăm prin această și apoi prin zahăr. Dacă doriți să le faceți cu verde, cu galben, cu colorant, puteți opta pentru... Eu vreau să le fac așa, doar roșii. Le scurgem bine, apoi le dăm prin zahăr. Preparatul nostru cu puțin alcool și cu zahăr. Dacă le faceți pentru copii, optați pentru apă cu puțin colorant. Noi suntem numai adulți.
Acestea sunt piersicile. Ia uitați cât sunt de frumoase. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere! O seară frumoasă!